bucură să văd împreunarea lor și vorbirea despre cât de important ca psihoterapeutii să îmbrățișeze și acest mod de lucru. Și m-am gândit așa că metodele astea au pătruns în România, vor continua să pătrundă și sper ca psihoterapeuții să meargă către ele, pentru că clar alți specialiști merg către ele și cred că e important să ne deschidem și noi, să învățăm. Pentru mine este o carte care va intra categoric în bibliografia obligatorie a studenților și a cursanților care vin spre domeniul acesta al psihoterapiei traumei. Cred că capitolul 7 din carte, și poate ăsta ar fi, este cel în care se explică foarte clar cum funcționează creierul și cum sunt integrate zonele creierului cu tot sistemul nervos central. Și ăla este o bază, dacă vrei, pe care aș recomanda-o oricărui terapeut. Cartea Trauma și Corpul, Pat Ogden, despre conexiunea minte-corp, pentru că pe lângă clasicele, tradiționalele abordări și orientări psihoterapeutice, în ultimul timp, în ultimii ani, apar din Occident, apar abordări și orientări legate de relația minte-corp, care nu a fost prea mult explorată în ultimul timp. Și astfel de autori ca Pat Ogden, ca Raja Selvam, cu corporalizarea emoțiilor, și acum dau titlul și de cărți, celebrul Lux Nievski, care a lucrat cu Gabor Mate pentru cartea Soma Wise, sunt autori de renume internațional care scot astfel de cărți în care nu vorbim numai despre psihic, din punct de vedere al psihologiei și al psihoterapiei, dar vorbim despre conexiunea minte-corp. Cum v-ați gândit să aduceți această abordare și la noi și să o transpuneți în cartea pe care o vedem astăzi? Este o nouă abordare terapeutică, o nouă abordare psihoterapeutică, care, iată, a ajuns și la noi. Sunt foarte mulți specialiști și aici aș menționa ISTT, cum am făcut-o și în eveniment, adică Institutul pentru Studiul și Tratamentul Traumei, fondat, inițiat de Diana Vasile. Și este o carte, într-adevăr, este o carte pentru specialiști, pentru psihologi și psihoterapeuți, dar este o carte și pentru oamenii, pentru persoanele, pentru publicul larg care sunt interesați de relația pe care mintea o are cu corpul. Pentru că de cele mai multe ori bolile noastre pe care noi le aflăm și încercăm să le tratăm prin medicina alopată tradițională sunt efectele psihosomatice. Faptul că au fost niște cauze de natură psihosomatică pe care noi nu le-am tratat, vorbim despre rănile emoționale din copilărie, vorbim despre traumele de relaționare și traumele de atașament și atunci, practic, acești autori și aceste cărți ne ajută să înțelegem mai bine, un cumva integralist, să înțelegem mai bine această relație minte-corp. Vorbeați de relația minte-corp. Cât de mult merg în corelația acestea două? Merg foarte bine, pentru că, așa cum am spus puțin mai devreme, e posibil să nu înțelegem cum funcționează corpul, e posibil să nu înțelegem, cum spune Gabor Mate într-o altă celebră carte, Când corpul spune nu, sau în Prizonier pe tărâmul fantomelor înfometate, când vorbește despre adicții, da? Pentru că atunci când vorbim despre traumă, vorbim și despre comportamente adictive și despre dependențe, da? Mai ales cele legate de alcool, tutun, da? De substanțe, în care noi ne refugiem. De ce facem chestia asta? Pentru că sunt niște cauze, cum am spus, psihoemoționale, care declanșează la un moment dat bolile. Corpul ce face? Preia această informație și ne transmite niște informații, niște semnale, niște mesaje. Vezi că nu e ok. Trebuie să faci ceva în sensul ăsta ca să ajungi să aliniezi, ca să spun așa, relația asta minte-corp. Să înțelegem că problemele care au fost expuse în carte sunt în așa manieră încât să ne facă să ne descoperim traumele pe care le avem, deși nu știm, și să le și tratăm deopotrivă. Nu le știm, nu le bănuim, probabil că unii dintre ei nici măcar nu le conștientizăm, da? Și cumva ne aduce în atenție acest lucru. Ce este foarte important, iarăși, este că toate aceste cărți, sau majoritatea acestor cărți, sunt pline de cazuistică. Deci vorbim despre experiența de cabinet, de clinician a autorilor, nu numai a lui Pat Ogden în Trauma și Corpul, dar și ceilalți, oameni care lucrează cu astfel de cazuri și care ni le prezintă nouă, cu care noi s-ar putea ca la un moment dat să rezonăm. Stai puțin, că ceea ce am citit eu, o anumită metodă, o anumită tehnică, un anumit exercițiu sau ce i s-a întâmplat, nu știu cui, caz relatat în cartea respectivă,
mi s-a întâmplat și mie nu știu cum și atunci fac niște corelații și mi este mult mai ușor să înțeleg ce se întâmplă cu corpul meu. Care e primul pas de a trata o traumă pe care avem sau pe care nu știm că o avem? Conștientizarea. Și o spun de fiecare dată. Conștientizarea. E foarte important să-ți pui această întrebare dacă e posibil ca o relație de-a mea să nu meargă. Că e vorba de relația cu copiii, că e vorba de relația cu părinții, că e vorba de relația cu colegii, cu prietenii sau cu partenerul de cuplu. Vorbim deci de relațiile cele mai semnificative din viața noastră. De ce nu merg? De ce repetăm aceleași greșeli? Pentru că noi avem tendința de a da vina pe celălalt. Hai să fac un pic de autoanaliză, de introspecție, să mă văd pe mine și să-mi dau seama, oare am avut eu, de care nu știu, am avut eu niște răni sau niște traume în copilăria mea, în relația cu figura parentală, mama, tata sau un însoțitor? Și atunci dacă eu ajung să conștientizez lucrul ăsta, ce fac? Încep călătoria, demersul, mă duc în terapie, recomand întotdeauna psihoterapia, sau citesc astfel de, le numesc eu, instrumente. Cărțile ne sunt niște... Nu ne putem lua informația numai din psihoterapie sau numai din cărți, dar dacă o facem în mod simbiotic, vom observa că și ele ne ajută. Și de cele mai multe ori psihoterapeutul la care mergem este foarte posibil să ne recomande literatură de specialitate în sensul ăsta.